Călătorii cu Ana Maria Caia, o emisiune realizată cu sprijinul paravion.ro. Cauți, găsești, călătorești. Doamnelor și domnilor, începe emisiunea Călătorii. Eu sunt Ana Maria Caia și alături de mine în studio este Vlad Petreanu, jurnalist, blogger și om matinal de radio. Bine ai venit, Vlad! Să rămână, Ana Maria! Bună ziua tuturor ascultătorilor RFI! Astăzi vorbim despre Iran. Vreau să începem cu o imagine pe care ai descris-o tu pe blogul tău. Ajungi în Iran, erai la câteva ore de la aterizare și vezi niște oameni noaptea care fac pâine. Uh-huh. O pâine tradițională, se numește lavuș, e mai mult lipie de fapt decât pâine și îți spun, vino încoace. Te invit acolo în brutăria lor. Asta mie mi se pare un gest de mare ospitalitate. Iar noi în reviste, în ziare, citim că Iranul este pe axa răului, că Iranul e o țară dificilă, periculoasă. E bine, când politicienii spun că Iranul e pe țara răului, probabil că se referă la politica, nu știu, internațională a Iranului. E o țară cu totul și cu totul aparte, extraordinar de interesantă. Am avut privilegiu să, mă rog, să stau 7 zile în Iran, deși cred că nu ți ajunge o viață să cunoști țara asta. Așa, ca să o descriem, e uriașă, are vreo 80, aproape 80 de milioane de oameni și este cam cât Marea Britanie, Franța, Germania și Spania la un loc. Ca să vă dați seama, are și regim climatic aproape mediteranean și deșerturi și munți foarte înalți, are rezerve uriașe de petrol și gaze de care nu poate profita. Este o teocrație, e Republica Islamică Iran, ceea ce o face o țară, cred, unică în lume, însă dincolo de descrierile astea seci, sunt oamenii iranieni pe care am putut să-i cunosc în zilele astea. A fost o vizită, mă rog, o vizită așa de introducere în Iran, care a cuprins întâlniri cu oficialii, dar care ne-a lăsat, ne-a permis și timp liber ca să interacționăm cum vrem noi cu oamenii, nu a stat nimeni după noi. E, interacțiunea cu iranienii simpli, fie din Teheran, din Shiraz sau din Isfahan, cele 3 orașe în care am fost, este primul lucru pentru care merită să te duci în această țară. Nu am întâlnit nicăieri în lume, și am fost în afară de Australia, pe toate continentele, nu am întâlnit nicăieri în lume oameni atât de ospitalieri, atât de curioși față de străini și atât de, nu știu, de deschiși, oameni care vor să afle de la tine de unde vii, cine ești, care e părerea ta, se uită la tine toți așa cu o încântare nemaipomenită. Și experiența de care pomenești cu pâinea, într-adevăr am ajuns, mă rog, a fost un zbor destul de complicat, am ajuns târziu, eram cam cheaun după nu știu câte ore petrecute prin aeroporturi. Obiceiul meu este că atunci când ajung într-un loc nou și nu e, mă rog, o stațiune turistică, să las bagajele în recepție până se face check-in-ul și să ies în stradă. Am ieșit în stradă, nu mi-era prea clar unde sunt în Teheran. Am mers 100 de metri și am dat peste această mică brutărie care era cam cât, cum să spun, cam cât 2 chioșcuri de țigări de pe vremuri în România, cam atât tot, în care lucrau cam 5 oameni, aveau o mașinărie de asta automată care făcea lipii. Și cum să spun, oarecum așa, știi, era primul contact, am zâmbit cum zâmbește, am făcut cu mâna și toți aproape s-au oprit și au început să facă semne, vino să guști, vino să vezi despre ce este vorba. Eram evident din altă lume. Adică, asta e un salut foarte frumos, da. Să-ți dea cineva pâine din pâinea lui. Și am scos telefonul, am început să filmez, să fac un filmuleț, pur și simplu, și m-au poftit, vino încoace, m-am băgat pe sub mașină, am mers în patrulabe cu ei, m-au luat în brațe și mi-au dat să mănânc pâinea aia lor, care într-adevăr e un soi de lipie. Să spun, ospitalitatea lor care se manifestă automat, reflex, și practic în orice condiție, adică am ajuns în situații în care cred că în alte părți poate n-ar fi trebuit să ajung. Poate o să vorbim la un moment dat despre dealerii semi-ilegali de valută, în mijlocul cărora am intrat fără să-mi dau seama. Pare o lume foarte vie. Da, este. Iată, dealerii de valută, oamenii care fac noaptea pâine într-un spațiu semi-deschis. Se face coadă, stai, apropo de pâine. Sunt cozi mari la aceste brutării care fac vreo 2-3 tipuri mari de pâine, lavuș, barbarii, mă rog, sunt mai multe tipuri. Și găsești și pâine de asta occidentală, așa feliată și împachetată în plastic, pe care nu o cumpără nimeni. Pentru că aia e atât de savuroasă, are un gust minunat.
Știi? Și nici nu înțelegi cine de fapt, după ce mănânci pâinea asta cu dug, care este un soi de ayran puțin mai acru și mai sărat decât ayranul turcesc pe care îl găsim în Turcia, după ce mănânci dug cu lavuș, te gândești, bun, dar de ce mai ai nevoie în viață ca să fii fericit când mănânci ceva? E o lume plină de arome, de fapt tot Orientul Mijlociu este și plină de sunete, pentru că au bazaruri, au străzi aglomerate, oamenii se mișcă, fiecare vinde ceva, cumpără ceva. Vezi atmosfera asta, ai fost în niște orașe mari ale Iranului, vezi atmosfera asta aproape de carte, de scrisă, de călători din, și din epoci trecute. Primul contact dur pe care l-ai când ajungi într-un oraș din Orient, fie el Orientul îndepărtat sau Orientul mijlociu, este acest vacarm și aparent haos nesfârșit care ține 24 din 24, nu se oprește niciodată. Eu nu eram prima dată în Orient, însă o parte dintre cei cu care am fost în această scurtă călătorie erau, pentru ei era o premieră și e interesant să urmărești reacția oamenilor care se află prima dată în astfel de situații, veniți din țări, adică noi suntem nemți în comparație. Traficul românesc, traficul din București, traficul auto din București, este nemțesc în comparație cu ce se întâmplă pe străzile din Teheran. Dar acolo e mica înțelegere, veșnica mică înțelegere. Așa este. Și erau două doamne care nu înțelegeau cum să traverseze, pentru că stai pe malul unui fluviu din, format din mașini, autobuze, camioane, scutere, motociclete, bicicliști, triciclete, tricicluri, orice, care curge în permanență, toți claxonează, fac cu mâna și nu înțelegi cum să traversezi. Secretul este să te angajezi în traversare și să mergi, să ai încredere. E o chestiune de încredere reciprocă. Dacă mergi constant, fără să te oprești, fără să fii înspăimântat, fără să o iei la fugă, atunci ei te evită, pentru că anticipează ce vrei să faci. Atunci e o chestiune de încredere reciprocă. Tu ai încredere că ei nu te vor călca, ei au încredere în tine că vei merge astfel încât să le dai o șansă să te ocolească, vezi? Și în felul ăsta, asta explică o bună parte din relațiile din societățile orientale. Încrederea, trebuie să fie o încredere permanentă. Un protocol uman, dincolo de orice lege, reglementare, descris, semafoare, adică e o civilizație a bunătății, de fapt, a încrederii, a generozității, într-un anume sens. Da, ok, bun, adică știi, trebuie să ai mefiența necesară când interacționezi cu străini, totuși ești un străin, un turist, evident că ești turist, adică ești singurul bărbat blond cu ochi albaștri și cu tenis roșii în picioare și în blugi din sute de mii de oameni care te înconjoară, pentru că acolo a purta tenis roșii e un semn probabil, nu știu, de revoltă, e o frondă la adresa regimului acolo, regimul vestimentar e totuși mai strict, bărbații se îmbracă mai cenușiu, iar la femei e o luptă întreagă acolo cu regimul. Te-ai simțit tu exponat, tu cel vizitat, nu vizitându-i pe ceilalți. Când am plecat în Iran, mi-a spus cineva care fusese, zice, uite, pregătește-te să fii oprit pe stradă și să fii întrebat lucruri. Nu trebuie să te duci tu la oameni, te vor opri ei pe stradă. Dacă te oprești undeva și stai două minute, vin oamenii la tine și te întreabă. Și așa este. Deci e suficient să arăți diferit, că arăți, n-ai ce face. Eu arăt diferit de ei. Bun, o paranteză. Ei seamănă, sunt arieni, de fapt. Ei nu sunt arabi. Nu au o relație arabi. Dificilă cu arabii, care... Da, și diferențe de religie, fiind o țară șiită. Da, mă rog, majoritatea arabilor sunt suniți. Da. Arabii au invadat Persia și le-au adus religia și o bună parte din cultură la anul 600, de ei vorbesc farsi, care este limba pe care o vorbea Darius. Adică vorbesc aceeași limbă mai mult sau mai puțin de 2000 de ani încoace, de 3000 de ani încoace. Și de altfel o limbă foarte specială. Da. Când se aude așa, seamănă uneori cu franceza, un specific. Noi avem specific. Cuvinte împrumutate. Dușman este un cuvânt împrumutat. Iată de ce exemplu, ne-au dat persoanii. Da. Mașin este un cuvânt universal, dar dușman e cuvânt vechi împrumutat de la ei. Paradis este un cuvânt care vine din farsi și descria palatele vechilor regi și împărați babilonieni, paradis însemnând un loc răcoros, liniștit, care are apă și verdeață și unde pot fi ascultate păsările cântând. Asta înseamnă paradis. De fapt, în
în Farsi. Da, tu ai fost într-un oraș, Isfahanul, e orașul acestor miniaturi care descriau multe dintre ele paradisul. Da. Mai este paradisul undeva acolo? Adică vederea turistică arată o moschee frumoasă cu ceramică albastră pe deasupra, niște grădini, e un oraș plin de grădini. Da. Există un avant... Bun, poți ajunge în Iran. Nu știu cât de complicat este, ei insistă că e simplu să ajungi în Iran. Se ia relativ simplu viza turistică. Recomandarea mea este, cine vrea o experiență unică, să se ducă, este o țară super sigură, dar turismul occidental la ei este redus, din păcate. Deci o țară de 80 de milioane de oameni, Teheran are 12 milioane, un oraș foarte mare, dar au cam 2 milioane și jumătate de turiști anual, turiști străini care vin, însă imensa majoritate, 95%, sunt musulmani care vin în pelerinaj și mai există, ei mai trec la turism și intrările din țările Asiei Centrale, oameni care vin la muncă sau tranzitează spre țările Golfului, spre Emiratele Arabe. Deci așa își numără ei turiștii. Prin urmare, e foarte puțin numărul. Da, occidentali aproape sunt, nimic. Occidentali sunt cifrele reale, deși dacă întrebi oficialii vor spune mai mult, însă cifrele reale sunt sub 100 de mii pe an. 100, poate 50, poate 75 de mii de turiști. Ca să facem o comparație, România a avut, cred că în 2013, 1.700.000 de mii de turiști străini. Da, și ne plângem că turismul este și e foarte jos, suntem ultimul loc Spania în Europa. Are 3, Spania are 30 de milioane de turiști anual. Numărați. Da. Asta este motivul fericit pentru care locurile turistice nu sunt invadate de turiști. Sunt mulți iranieni în locurile astea turistice. Isfahan este un oraș foarte frumos, unde te duci și vezi poduri minunate, absolut spectaculoase, moschei formidabile, piețe nemaipomenite, grădini, și se face turism de grup la ei, poate cum se făcea până la un punct și înainte de 89 în România. Sunt copii care vin cu clasa și e suficient să obosești un pic, să stai 10 minute în fața uneia dintre formidabilele lor moschei din piața centrală din Isfahan, ca să fii înconjurat de un grup de 20 de copii de 10 ani care reușesc să spună câteva cuvinte în engleză și câteva cuvinte în franceză, toți vor să pună mâna pe tine, toți te întreabă de unde vii, toți își exersează puținele cuvinte în engleză și franceză cu tine, profesorii vin și interacționează. Spun, este o experiență cu totul și cu totul minunată și surprinzătoare și care se repetă în foarte multe locuri, adică oamenii au curiozitatea asta față de tine și sunt în stare să meargă cu tine multe străzi ca să-ți arate un drum. De fapt, turismul de masă și țările care sunt succes turistic au pierdut asta. Aproape că nu mai poți spune că te duci la Paris și interacționezi cu vreun parizian, dacă mai are chef de tine. Da. E și explicabilă agasarea asta. Adică, sigur, bun, că totuși, da. Totuși, când îți vin 20 de milioane de turiști anual în oraș, la un moment dat ești abo. Da, toate mesele în restaurante sunt ocupate. On veut tout simplement manger quelque chose. Ralbol de turist. Cam așa. Shiraz. Asta Shiraz. E un oraș foarte special. Știm de vinul Shiraz acum, da. Pentru că e un succes mondial făcut de țările din emisfera sudică, dar acel vin se spune că vine din Așa Shiraz. Este. E o regiune care are un climat așa apropiat de clima mediteraneană și unde s-a cultivat soiul ăsta, care a ajuns până la urmă în California și este de mare succes. Acum, ăsta e un lucru interesant. Uite, am avut următoarea întâlnire într-un bazar din Shiraz. Mergeam pur și simplu, s-a apropiat un tip de mine, un băiat tânăr, și a zis, uite, eu lucrez la un magazin de covoare, hai să-l vezi. Și eu am spus, cunoaștem, da, turcii, nu știu. Și a zis, uite, zic, eu nu cumpăr, dar dacă vrei, nu, că nu-i nevoie să cumperi, pe cuvânt nu-i nevoie să cumperi, să știi că eu nu sunt vânzător, mi-a spus. Eu sunt absolvent, nu știu cum să traduc asta în română, dar era absolvent al Institutului de Țesut Covoare. Și mi-a spus, sunt două aspecte. Este odată chestiunea pur comercială, business-ul, și e chestiunea artistică, pentru că este o artă. Și eu mă ocup de chestiunea artistică. Așa că, hai încoace, mai stăm de vorbă, te văd străin, vreau să vorbesc cu tine, să-ți dau un ceai. Și am intrat, am vorbit cu el 5 minute, 10 minute, am făcut o fotografie, omul foarte vesel.
din una în alta am ajuns la vinuri. Și eu l-am întrebat de Shiraz și el a spus, sigur, vinul de Shiraz e foarte bun, am un vecin care mie mi-aduce câte 60 de litri, 70 de litri de vin în fiecare toamnă. Și m-am uitat la el și m-am uitat în jur și i-am spus, da, da, zic, nu este interzis vinul în Iran? Și el mi-a zis, ba da, oficial, dar cine vrea să bea, găsește. E, asta îți descrie, de fapt, stratificarea societății iraniene. Pentru că a întreține o vie nu e o chestiune, adică nu e un lucru pe care îl faci în beci. Dar nu o poți ascunde nu foarte poți, eficient. Exact, ca să culegi via, via se culege, știm foarte bine cum se face și la noi, încă se mai face la țară. Via se culege cu satul. Adică trebuie să vii cu vecinii, te duci, culegi, vinul se tescuiește, se pune, se face muș și așa mai departe. Adică e o activitate pe care nu o poți ascunde. În mod evident autoritățile știu. Și după câteva zile vorbind cu unul dintre reprezentanții celor care aveau grijă de noi acolo, dinspre guvernul iranian, dau un timp mai relaxat așa, l-au dat, l-au întrebat, zic, uite ce se întâmplă, am văzut asta, oamenii fac asta. Și mi-a spus așa, uite, eu am fost în Germania Democrată înainte să cadă comunismul. Și un lucru se vedea la televizor și spuneau liderii și liderii comuniști, alt lucru era acasă la oameni. La tine acasă înainte de căderea comunismului, cum era? Și am spus același lucru, zic că aveam un program de două ore la televizor în care nu vedea nimeni nimic, dar acasă toți aveam videocastofoane și ne uitam la filme cu karate și exact. Consumam cultura americană. Sunt mai multe straturi. Noi l-am cunoscut pe cel oficial, pentru că am avut întâlniri cu oficiali. L-am întâlnit în mod superficial pe cel, cum să spun, colocvial, vorbind cu oamenii. Mai există un strat profund în societatea iraniană de protestatari, de mișcare, de revoltă profundă, subterană, unde găsești rock psihedelic, unde găsești petreceri cu alcool și o viață aproape de, cum să spun, de petrecerile hedoniste de pe coasta de vest a Statelor Unite. Acolo n-am ajuns, că n-am avut timp. De fapt, spațiul privat al iranienilor s-a transformat într-un spațiu de ăsta comunitar, se adună pe interese. Uh-huh. E interesant, Marjan Satrapi, care a luat uh-huh. și un can cu Persepolis, uh-huh. descrie această lume. De fapt, iranienii sunt educați, cifrele spun că femeia da. Iraniancă cu basma în cap, cu ceador, acoperită negru, e foarte educată, de fapt, au o rată de absolvenți de facultate femei foarte mare, în cifre absolute. Sunt prima țară musulmană sau islamică, prima țară care a acceptat femei în universitate. Da, și aici e cu duș întors. Ei se laudă foarte mult cu adevăr. Au foarte mulți studenți și foarte multe studente, am fost și am văzut un institut politehnic în Teheran, dar pe de altă parte autoritățile, cum să spun, teocrații din Iran, în urmă cu 2 ani, au reușit să interzică mai multe profiluri universitare femeilor. Arheologie, anumite ramuri de fizică și așa mai departe. Adică acolo e această tensiune e o societate tensionată. O simți chiar și vorbind așa. E o țară, e o teocrație în care practic toate deciziile sunt luate de liderul suprem, care este un lider religios, care este Ayatollahul. Președintele care este ales trebuie să fie acceptat inițial de un consiliu al gardienilor revoluției, în care 6 din cei 12 membri sunt numiți direct de Ayatollah. Dacă nu e acceptat, nu poți candida, ceea ce limitează orice posibilitate, cum să spun, de reformă. Președintele are puteri executive și ele foarte limitate, toate deciziile lui trebuie acceptate după aceea de Ayatollah. Asta este structura de conducere, e o societate puternic militarizată, după care ai societatea care are, normal, noile generații, adică oamenii călătoresc afară. Sunt 5-6 milioane de iranieni. Există diasporă exact, mare. Sunt 5-6 milioane de iranieni care vizitează Istanbulul în fiecare an. Și Istanbulul s-a schimbat foarte mult. Ori oamenii vin din Teheran, care este un oraș mare, murdar, haotic, zgomotos, cu gratii, cenușiu. Și ajung în Istanbulul ăsta nou, care explodează, este plin de autostrăzi, de zgârie nori, de... Și nu se poate să nu spui întrebări, dar ce avem noi sau ce ne lipsește nouă?
După aceea, societatea este tensionată în privința moștenirii ei culturale. Există această tensiune surdă, pentru că ei au o cultură veche. Cultura lor are de la 4.000 de ani în sus. Umanitatea s-a născut în zona respectivă. Aia, da. Ei vorbesc aceeași limbă, am zis, ca în urmă cu 2.000 de ani. Au poeți formidabili. Literatura lor e descrisă ca unul dintre pilonii literaturii universale. Și peste ei au venit arabii care le-au adus religia, dar ăia au altă religie, de fapt sunt suniți, ei sunt șiiți, ei nu le vorbesc limba, au așa o atitudine, ca să nu jignesc pe nimeni, o rezervă rece, în cel mai bun caz, față de arabi, atunci când nu-i disprețuiesc pe față. Ori, știi, când te gândești, sunt persan, sunt iranian vechi, am stăpânit lumea și acum am religia unora veniți peste noi, care oricum ne urăsc, știi, adică lucrurile astea. Iar noile generații constată că promisiunile revoluției nu s-au îndeplinit. Nu, au fost încălcate încă foarte repede. Oamenii sunt săraci în continuare. Este o țară cu resurse uriașe, o țară foarte mare, foarte bogată, foarte variată și oamenii trăiesc foarte greu. Corupția este mare. Întrebările astea nu poți să le eviți la nesfârșit. Și periodic apar momente, cum a fost momentul alegerilor prezidențiale, când Ahmadinejad a câștigat în ciuda suspiciunilor majore de fraudă, cred că în 2008 a fost asta, sau 2009. Da, urma de revolte mari, exact. Și... Dacă urmărești, după ce am fost acolo și am interacționat cu câțiva oameni, am păstrat așa legătura oarecum cu niște studenți care au profil de Facebook. Facebook-ul e controlat, internetul e controlat acolo, nu poți face orice. Dar nu înțeleg ce spun, mai interacționăm în engleză uneori, scriu farsi uneori cu alfabet latin, dar nu știu de ce, că eu oricum nu înțeleg, dar văd din fotografiile de la petreceri, sunt tineri aproape occidentali în modul în care petrec, se distrează, cum se îmbracă, cum... Ori nu poți să ai o generație întreagă urbană, că ăștia sunt mediul urban, așa occidentalizați și deschiși și curioși față de nou și sub navigând pe internet, descoperind lumea în fiecare clipă pe internet, și o teocrație care e dogmatică și oprește orice progres. Asta tensionează societatea. Nu știu, sunt curios ce se va întâmpla. Despre această diferență, cum, sunt curioasă, cum interacționezi cu femeile în spațiu public, pentru că vălul acela, de fapt, se vrea o separare a femeii de restul lumii. Asta este și rațiunea din spatele lui. Da. Ce vedem noi cel mai des este hijabul. Hijabul este basmaua care acoperă părul și lasă să se vadă doar ovalul feței. Ceadorul este o robă neagră care nu mai e purtată decât acolo, decât de femeile în vârstă sau în mediul rural se poartă ceadorul. Niqab este ceea ce vedem în Arabia Saudită, este roba neagră care lasă, acoperă și fața aproape integral și lasă doar ochii. Niqab foarte rar vezi, pentru că e o chestiune totuși care nu pare a fi, pare a nu fi pe placul iranienilor. Interacțiunea cu femeile în public e extrem de complexă. În primul rând, sunt mult mai multe restricții decât interacționăm noi cu femeile. Acolo școlile sunt separate, intrările în moschei sunt separate, totul e destul de strict în privința asta. Nu poți să intri în vorbă așa cu orice femeie pe stradă, să o întrebi, femeile nu-ți răspund. Doi, există un machism al societăților islamice, musulmane, extrem de neplăcut și de agresiv. Femeile care sunt pe stradă singure după ora 8 sau 9 seara sunt considerate femei ușoare de societate. Și atunci sunt agresate verbal și fizic adesea. Din păcate, sunt multe astfel de cazuri și femeile evită să iasă singure după căderea întunericului, chiar și în zonele centrale sau luminate. Există locuri în care femeile se duc ca să joace jocul seducției. În Shiraz este mormântul poetului Hafez, care este unul dintre marii lor poeți, care a trăit în secolul XIV, la începutul secolului XIV. Acolo este un loc public, e un parc așa, la care vin sute de tineri ca să interacționeze. Și o atmosferă cu totul interesantă. Te duci acolo, vin școli cu copii,
ca să, mă rog, depună respecte la mormântul marelui poet, vin bătrâni, toți sunt reverențioși, sunt, cum să spun, sunt realmente impresionați de locul respectiv, îl respectă foarte mult pe Hafez, îl respectă foarte mult poeții, și după aceea în parc sunt fete și băieți care joacă acest joc mult mai subtil, mai discret și mai intens, ca să spun așa, decât se joacă jocul ăsta al seducției între adolescenți, între tineri și tinere într-o țară occidentală, unde lucrurile sunt mult mai directe. Aici își trag așa o cheade. Da, exact. Nu pot să nu mă gândesc privirile... la cum ar fi dacă adolescenții români la mormântul lui Eminescu, peste mormântul lui Eminescu, și-ar spune versuri sau și-ar trimite priviri. Vreau să spun că privirile femeilor din, pentru mine a fost o surpriză, adică a fost, cum să spun, un șoc cultural major. Pentru că ajunge acolo și, dom'le, totul e concentrat în privirile astea, știi, care sunt cu totul altceva decât privirile în Occident. În Occident nu ne privim în ochi străinii, decât așa, dacă vrem să ne certăm. În general, dacă ne întâlnim la supermarket, privirea este, cum să spun, e o privire plată, ușor pierdută, că v-am deranjat, nu e nicio problemă, vă rog, poftiți dumneavoastră înainte, adică e o privire doar de interacțiune și să menține distanța. Privirea la noi și inițiază un contact. Exact. Acolo privirile sunt ca niște explozii de-astea au provocare seducției, e un joc întreg, adică dacă treci pe lângă o femeie și te vede că ești străin, nu știu cum e cu iranienii, habar n-am, dar eu spun ce mi s-a întâmplat mie, fără să fiu vreun mare exemplar al rasei, știi, al speciei masculine. Ai ochi albaștri. Bun, ok. Și treci și îți aruncă o privire, un fluturat de gene, se uită, coboară, se uită din nou fix în ochii tăi, după care trece mai departe și te săgeată, adică te înțeapă în stânga, te gândești, Doamne, adică intru în bucluc, sunt într-o altă țară, nu pot să mă întorc, cine știe ce se întâmplă, dar nu poți interacționa cu ele. Am avut o ghidă foarte drăguță, foarte simpatică și stai o săptămână cu ea. Și n-a existat niciun contact fizic, n-am dat mâna niciodată, nici când am făcut cunoștință, bărbații nu dau mâna cu femeile în cultura asta. Și la sfârșit, știi cum e, haide să te pup. O, la, 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 adică a fost o retragere acolo, adică ideea de a o pupa pe obraz a fost, bun. Era scandaloasă. Ar fi fost, da, era scandaloasă în public să facă asta. Bun, ea a înțeles sigur că deja interacționând cu noi, știa, ne vedea cum suntem. Deci nu s-a supărat, nu s-a simțit jignită. Însă reacția a fost, nu, îmi distruge reputația, cum să fac? Asta a fost reacția. Ce să spun? Nu cred că nu le place. Islamul asta le învață. Asta spune Islamul, Coranul asta spune că femeia, atunci când devine nubilă, trebuie să-și acopere elementele de seducție, să-și lase numai fața liberă și mâinile. Și așa să se protejeze Coran. De societatea rea, căreia ei nu-i poate face față niciodată. Sigur, sunt musulmani, respectă Coranul, este o filozofie de viață, nu este o carte, dar nu le place și mai ales femeile tinere joacă jocul ăsta al, știi, cât putem să avansăm înainte să stârnim represalii din partea poliției moravurilor, că există poliția moravurilor, da. Și atunci mai taie jumătate de centimetru din mână, că mai coboară un pic hijabul. Industria chirurgiei estetică este e un domeniu vibrant. Da, și în tot Orientul Mijlociu. De altfel, cred că țara cu cele mai multe operații estetice este Libanul. Da. Iranul, aproape că se mândresc, e un pic, ce să spun, e paradoxal că oficialii care insistă asupra faptului că femeia la noi trebuie să fie modestă și să nu epateze și spun că ăsta e spiritul Coranului și așa impune Coranul, pe de altă parte spun, noi suntem țara cu cele mai multe rinoplastii din lume. Adică asta e o chestiune de vanitate până la urmă, când vrei să-ți faci nasul cârn. Și de modificare a unor caracteristici ale speciei tale, ale rasei tale. Exact. Femeile sunt frumoase. Sunt frumoase. Bun, acum... Ce să, sunt bărbați, știi cum e, bărbații când ajung într-o altă cultură. Și farmecul acela al, cum să zic, lucrului pe care nu poți să-l atingi cu niciun preț. E periculos. Sau cel puțin e periculos, ne apropiem de final. Locul acela
care ți-a plăcut ție cel mai mult în Iran? Acel loc în care oamenii trebuie strada. Să plece. Să... Mi-a plăcut strada cel mai mult în Iran. Strada în sine nu era un loc anume. Te duci, ești impresionat de realizări, de o moschee, de un monument, de un palat. Dar strada și interacțiunea cu ei, asta face toți banii. Și să mănânci la colțul străzii și... Sunt foarte indulgenți cu străinii. Îți spuneam că am ajuns într-o bursă de valută ilegală. O să rezum. Acolo unde, mai avem un minut? Da, acolo unde oamenii ar trebui să fie puțin mai agresivi, așa. Sunt niște infractori, da? Bun, sunt bișnițari. Bișnițari, exact. Imaginați-vă Bucureștiul cu Lipscaniu. În anii 90. Pe vremea lui Ceaușescu. Chiar în anii 80. Da, adică erau tipi care vindeau Kent, valută, nu făceau lucruri în principiu, era așa, poliția, miliția mai închideau. Bun, mergi pe stradă și vezi undeva într-o curte interioară așa, mulți oameni, vreo 100 de bărbați, numai bărbați, câțiva care stau pe un podium, intri ca turiștii și se vociferează, se nu știu ce. Și la un moment dat îți dai seama că acolo se licitează valută, de fapt. Ăia vând și cumpără valută. Și îți dai seama că poate n-ar trebui să fii în locul ăsta și când realizezi asta, vine unul și te întreabă: care-i treaba cu tine? Și tu zici, păi sunt turist. Aha, turist, se uită la tine, zice, ok, no foto. Și te gândești, băi, băiete, păi dacă mi se întâmpla asta, nu știu oriunde, în zona unui ghetto american sau în periferia franceză, printre maghrebieni intram acolo, păi nu mai scăpam cu viața. Și ăștia sunt simpatici și vorbesc cu tine și apare unul care știe franceză și vorbești și tu franceză cu el și știe că pe vremea era campania electorală lui Sarkozy și știe că Sarkozy are dificultăți și spune că el are $100,000 la el și a licitat astăzi și e uluitor și la sfârșit când ieși afară, hai să ne facem poze, că ești străin și își fac poze cu tine și ce drăguț. Te opresc pe stradă, faci o poză? Da, să-mi trimiți și mie poza. Și îți dau adresa, trimite-mi poza, uite. Deci strada este formidabilă. Din ce povestești tu, în Iran trebuie să vezi oamenii, da. Și acești oameni, și cred mâncare că... e grozavă. Și mâncarea e grozavă. Prea târziu nu mai avem pentru așa. Asta. Le place dulce, gras și mult. Excelent, pare un... Bombe calorice, tot. Bombe calorice, da. Și par niște oameni, iranienii par niște oameni care vor cu orice preț să se deschidă spre o lume, chiar atunci când lumea vine la ei. Cred că da. Sunt curios cum o să evolueze. E o mare cultură și o mare națiune care cred că trebuie așteptată. Trece prin niște momente, asta e, da. Știi cum? E o istorie atât de lungă încât pentru ei 100 de ani, 200 de ani e o perioadă prea scurtă ca să-și facă o părere, știi? Ei spun asta. E prea puțin ca să ne facem o părere despre cineva. Noi avem o cultură veche de 3000 de ani aici. Trebuie să mai așteptăm. Și au dreptate, probabil. Da. Mulțumesc mult, Vlad. Eu îți mulțumesc și vă mulțumesc și că ne-ați ascultat. Călătorii cu Ana Maria Caia. O emisiune realizată cu sprijinul paravion.ro. Cauți, găsești, călătorești.